În ziua de astăzi este foarte ușor să cumpărați măști de întinerire din magazine sau din farmacii. Doar că nu știți niciodată ce ingrediente folosesc producătorii și nici nu puteți ști cum va reacționa pielea dumneavoastră la aceste ingrediente. Din aceste motive, dorim să vă prezentăm rețeta unei măști de față deosebite pe care o puteți prepara foarte ușor acasă și cu siguranță veți fi foarte mulțumită de rezultate. Iată ingredientele de care aveți nevoie. 2 lingurițe de ulei de măsline sau orice alt ulei cosmetic, o linguriță de ghimbir măcinat sau zeamă proaspătă, un albuș de ou bătut spumă, jumătate de banană care să nu aibă pete maronică ea, iar modul de preparare este următorul. Zdrobim banana cu o furculiță, adăugăm ghimbirul și uleiul de măsline. Amestecăm compoziția de mai sus cu albușul bătut și amestecăm până devine o cremă. Modul de utilizare. 1. Întindem această mască într-un strat subțire pe față, pe gât și pe decolteu. Lăsăm un pic să se usuce și repetăm această procedură de 2-3 ori pe zi. Ultimul strat îl lăsăm să se usuce aproximativ 10-15 minute. Masca o spălăm cu apă caldă, apoi pielea o clătim cu apă rece. După ce curățăm fața de mască, aplicăm o cremă, de preferat să fie ușoară sau zer de lapte. Această mască are acțiune imediată, este foarte hidratantă și revigorantă pentru piele. Din această cauză este numită masca minus 10 ani. Se poate folosi ca îngrijire expresă a pielii, fiind folosită doar o singură dată. Se poate folosi ca și o cură dacă aveți pielea într-o stare mai deteriorată. În această situație aplicați o serie de 10 măști, una la 5-6 zile. Oferiți-vă pielii prospețime și hidratare cu această mască de față foarte eficientă și nu uitați să împărtășiți această rețetă cu prietenii și cunoștințele dumneavoastră.